Bună ziua tuturor! Declar deschisă ședința de susținere publică a tezei de doctorat cu titlul Tratări interpretative în creațiile violonistice de inspirație folclorică ale compozitorilor de Republica Moldova. Pretendentul la titlul de doctor în arte este Radu Tălâmbuță, conducător de doctorat, doamna doctor, conferențiar universitar Diana Bune. Specialitatea 653.01, muzicologie, doctorat profesional. Membrii Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Președinte Svetlana Badrajan, doctor în studioarte, profesor universitar, subsemnata. Conducătorul de doctorat, doamna doctor, conferențiar universitar Diana Bunea. Referenți oficiali, domnul doctor, profesor universitar Vladimir Andrieș, doamna doctor, profesor universitar Simeon Aurelia și domnul doctor, profesor universitar Ciprian Chițo. Secretar, doamna Gârbu Ecaterina, doctor, conferențiar universitar. O rog pe doamna secretară să prezinte dosarul pretendentului la titlul de doctor în arte. Onorată asistență, prezint dosarul pretendentului Tălâmbuță. Dosarul include 28 de acte, dintre care copia actului de identitate, al doctorandului, CV-ului, contractului de studii doctorale, adevărit în de efectuare a concursului în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, procesul verbal al ședinței de susținere a proiectului, avizul preliminar al susținerii publice a tezei, cerere pentru demararea procedurilor de susținere publică, adeverință de depunerea tezei de doctorat, avizul de acceptare a producătorului științific, extras din procesul verbal ședinței Consiliului Științific privind aprobarea Comisiei de verificare a singurătății, avizul Comisiei de verificare a singurătății, procesul verbal de susținere tezei în fața Comisiei de îndrumare și a reprezentantului Consiliului Științific, formularul de propunere a componenței Comisiei de susținere publică, informații competente cu membrii Comisiei de susținere, fișele de monitorizare a îndeplinirii observațiilor și recomandărilor membrilor Comisiei de îndrumare a reprezentantului Consiliului Științific, expuse în cadrul ultimei ședințe, ordin de aprobare a Comisiei de susținere publică, avizele referenților oficiale, acceptul cu declarație de proprie răspundere, declarații de depunere în tezei, lista lucrărilor științifice și copiile articolelor științifice publicate, dovada participărilor la conferință, iată teza și iată rezumat în română și în engleză și de proiectul. Mulțumim! Sunt întrebări, dar aveți întrebări referitor la dosar. Din cele date s-a enumărat aici, dosarul este complet, corespunde cerințelor, este dovada parcurgerii tuturor etapelor de până la susținerea publică. Dacă nu sunt întrebări, invit pe domnul Radu Tălâmbuță să expună pe parcurs a 25 de minute conținutul tezei și rezultatele obținute. Stimată doamnă președintă, președinte doamna Svetlana Badrajan, stimată comisie, onorată asistență, tema tezei, tratări interpretative în creațiile violonistice de inspirație folclorică ale compozitorilor din Republica Moldova, reflectă un domeniu important în istoria culturii muzicale, de interes cu compozitorul pentru folclor. Arta muzicii cunoaște mai multe etape în căutările acestora de a raporta la domeniul folcloric. În această direcție, problema relației compozitorului cu folclorul se dovedește a fi mereu actuală. Dintre cele mai importante genuri folclorice
stilistică, semantică, muzical-structurală, caracter și mesajul artistic. Toate acestea pronunși amprenta asupra limbajului compunerii. O altă motivație pentru elaborarea tezei este și interesul constant al interpreților violoniști față de lucrările de inspirație folclorică ale compozitorilor autohtoni. Mai ales în etapa actuală, când foarte mulți dintre aceștia posedă nu doar un repertoriu academic, ci un folcloric. Astfel, a apărut necesitatea pe de o parte de a regândi și reevalua tratările violonistice de până acum și pe de altă, de a elabora noi concepte de interpretare, ce ar veni să exprime cât mai veridic conținutul artistic al unui repertoriu academic național bogat și variat, completat an de an de creații originale. Scopul cercetării constă în elucidarea principiilor de interpretare a creațiilor contribuare de inspirație folclorică ale compozitorilor moldoveni, în contextul evidențierii particularităților interpretative violonistice populare. Obiectivele studiului au reieșit în scopul propus și s-au rezumat la următoarele. Identificarea unui repertoriu violonistic de inspirație folclorică reprezentativ, semnat de compozitori din Republica Moldova. Evidențierea surselor, elementelor de sorginte folclorică în contextul diverselor modalități componistice de abordare a folclorului în creațiile date. Analiza interpretativă a repertoriului selectat în baza relevării particularităților limbajului muzical academic și a dificultăților tehnice violonistice de surginte folclorică. Formularea recomandărilor metodice de interpretare și implementare în practica artistică a noilor tratări interpretative cu utilizarea procedeilor și tehnicilor violonistice specifice. Odată realizate, aceste scopuri constituie o noutate științifică prin elaborarea unor noi concepte artistice noi. Viziuni de interpretare a acestui repertoriu prezentat în cadrul celor trei recitaluri de doctorat, bazate pe tratarea semantică conceptuală și stilistică a acestor creații, în perspectiva unor analize complexe a discursului muzical de factură academică, ce include elemente specifice poporului în general și vigorii populare în special. Toate acestea au permis formularea unor recomandări metodice ce țin de realizarea artistică, stilistică și tehnică în interpretarea violonistică. Totodată, noutatea lucrării teoretice constă în faptul că, pentru prima dată, într-o pieză de doctorat, au fost elaborate pe plan teoretic noi concepte interpretative ale acestor creații, au fost elucidate modalitățile componistice și valorificare ale acestor creații. Au fost elucidate modalitățile componistice de valorificare a poporului într-o creație colonistică academică. Au fost scoase în evidență particularitățile realizării semantice tematismului și a concepțiilor artistice ale acestora, putând astfel în punând astfel în valoare surse de inspirație a lucrărilor academice. Genul de specie și limbajul muzical culturii, dexteritățile arte de interpretare economistică, populare, etc. Voi expune în mod succint sumarul celor două capitole. În capitolul 1, intitulat Creațiile violonistice academice în contextul abordărilor surselor folclorice de gen, sunt incluse două subcapitole în care sunt trecute în revistă principalele genuri ale muzicii folclorice, ca surse de inspirație, de tip arhetipal, pentru creația de muzică națională, genul liric, epic, de dans și muzică lăutărească. Sunt relevate principalele particularități muzicale ale acestor surse și componentele semantice și conținutului muzical primordial în procesul lor de asimilare și dezvoltare în creațiile componistice de factură academică. De asemenea, capitolul conține descrierea și analiza din acest punct de vedere a unui repertoriu violonistic academic
academic național reprezentativ, divers ca gen și perioada în care a fost scris. Aici am caracterizat creații violonistice ale compozitorilor David Peștă, Valeriu Poleacu, Leonid Gurov, Gheorghe Neaga, Serafin Buzilă, Vladimir Rotaru, Boris Bosarski, Paul Gulis, Zlatan Kaș, Tudor Tiriac, Vlad Burlea și Vladimir Ciolac. Mai multe dintre aceste creații au fost interpretate în cadrul de doctorat. În concluziile la acest scop, constatăm că trecerea în revistă a principalelor genuri și specii folclorice românești a permis înțelegerea adecvată și profundă a rolului acestora în procesele componistice creative complexe. Cunoașterea clară și prinzătoare a surselor folclorice de inspirație a determinat identificarea unor conexiuni între sursă și creația componistică, în care poate uneori, în mod voit sau intuitiv, compozitorii își manifestă plenar potențialul și talentul creator. Astfel, înțelegem că deseori nu doar elementele melodice, adică cântecele sau melodiile instrumentale constituie un izvor de inspirație pentru compozitor, ci și alte numeroase și diverse elemente ale structurilor muzicale, precum figuri tipice, moduri, intonații, etc. Totodată, esențială parte și componenta semantică a acestora, inclusiv ceea ce numim folcloric, de care compozitorii sunt atașați în mod special și fără de care nu ar avea loc aceste conexiuni cu ordine. Compozitorii nu doar au utilizat plenar întregul spectru de genuri și specii ale folclorului, ci l-au abordat în mod original. Creațiile violonistice, semnate de compozitorii din Republica Moldova, denotă diverse tipuri ale abordării componistice a surselor folclorice. Pe parcursul anilor, de la începuturile componistice moldovenești și până astăzi, compozitorii noștri s-au încadrat în diverse curente și tendințe ce aparțin folclorismului, neofolclorismului, postmodernismului, de la citat la pseudocitat, de la adaptare a canalului de gen la instituții și folclorice cu cele academice, în cadrul genuistic academic, de la asociere genuistică semantică la conceptualizarea arhetipală de factură neofolclorică. Capitolul 2 este întitulat la viziuni interpretative de sinteză în repertoriul violonistic național de inspirație folclorică și conține 6 subcapitole în care au fost analizate din punct de vedere al noilor abordări interpretative, respectiv 6 creații violonistice este concertul de vioară de Valeriu Poleacov, concertul rustico de Vladimir Rotaru, fantezia rustică de Tudor Tiriac, capriciul mărănesc pentru vioară și pian de Vladimir Ciolac, piesa lui Amica Lăcioaie de Vlad Bună. Principalele concluzii desprinse în acest capitol ne arată că aceste creații reprezintă exemple concludente în ce privește combinarea sub diferite aspecte de la cel stilistic, artistic, la cel tehnic, a manierii academice, cea folclorică de interpretare. Iar una din condițiile esențiale pentru a fi interpretate este cunoașterea și posedarea foarte bună a tehnicilor violonistice, cele mai complexe și diverse. Unele situate la confluența interpretative violonistice academice, de cele populare. Totodată a fost accentuat faptul că interpretarea de calitate se bazează pe analiza minuțioasă a textului muzical, pe cercetarea surselor de inspirație ale autorului, pe comprehensiunea tuturor componentelor formei, ale dramaturgiei și limbajului componistic al creației. Astfel, un bun interpret va fi atent la mijloacele de expresie muzicală, cât și la dexteritățile tehnice necesare realizării conținutului muzical. O interpretare de succes are un caracter creator, bazat pe reliefarea mijloacelor intonaționale, plasticitatea ritmică, diversitatea dinamică, timbrală și utilizarea adecvată a unei largi varietăți a modalităților de articulare. În acest capitol au fost expuse un șir întreg de recomandări, de
taxați. În urma investigațiilor expuse, am formulat câteva concluzii generale, în care expunem aici cele mai importante. Demonstrând un viu interes față de valorile folclorului românesc, compozitorii autohtoni au cultivat un limbaj specific național original. Și în acest sens, creațiile pentru vioară ocupă un loc aparte. Înscrise în diverse genuri ale muzicii instrumentale, de la miniaturi la forme ample de sonată și concert, acestea demonstrează diferite grade de tangențe și asimilări a surselor folclorice. Elaborarea unor noi viziuni interpretative asupra repertoriului violonistic de inspirație folclorică a compozitorilor moldoveni a necesitat punerea în evidență atât a conținutului figurativ, limbajului componistic și semanticii ale acestor lucrări, cât și a trăsăturilor inerente surselor folclorice din care au fost inspirate. O concluzie echivocă este că pentru tratarea interpretativă adecvată, conform cerințelor contemporane ale artei violonistice, acestor creații, este necesară cunoașterea teoretică și practică temeinică a folclorului românesc, a trăsăturilor sale muzicale, a semnificației acestora și a altor elemente specifice, fără de care nu este posibilă crearea unor imagini artistice originale, interesante, corespunzătoare conceptelor compozitice ale creațiilor date. Totodată, vioara, un instrument cu un potențial artistic și tehnic deosebit de bogat, ce se manifestă plenar atât în muzica academică cât și în cea folclorică. La rândul ei, a marcat limbajul componistic al mai multor creații în care se regăsesc diverse fuziuni stilistice, tehnice și artistice, specifice discursului violonistic, academic și celui folcloric. Analiza interpretativă a repertoriului a urmărit inclusiv identificarea unor texterități violonistice, specifice interpretării muzicii folclorice, lăbătărești ce ar putea fi utilizate în contextul discursului academic. În urma îmbinării investigațiilor teoretice cu cele cu practica profesionistă, am intentat să ajungem la miezul problemei, utilizând în timpul interpretării repertoriului dat modalități de executare a unor elemente de tehnică violonistică de societate folclorică, integrându-le în discursul academic. Concluzie importantă în acest context este că pentru a realiza cu succes conceptul unor lucrări de inspirație folclorică, interpreții ar trebui să-și concentreze atenția în special asupra stilului și manierei de interpretare violonistică. Spre exemplu, discursul de tip 2000, ce se află în subsemnul improvizației, a libertății ritmice și ornamentice bogate, implică o manieră de interpretare specifică, mai ales prin necesitatea complexiunii semantice mesajului de motiv. Ca și Doina, publicul propriu-zis necesită o stilistică de interpretare de o sonoritate, expresivitate aparte, încadrată într-un alt tip de ritmică și cu alt aspect ornamental. Pentru redarea trăsăturilor specifice surselor lirice, violonistul va recurge la anumite articulații, la o sonorizare mai amplă, dar mai ales la elaborarea unui plan dramaturgic specific, discursului narrativ, identificându-se o adâncul povestitorului. Și stilistica interpretativă specifică speciilor folclorice de dans implică abordarea adecvată, în primul rând, a elementelor metrolitice, plasarea corectă a accentelor, tot într-un context semantic specific acestui domeniu atât de divers al folclorului moldovenesc. Totodată, în procesul de lucru asupra conceptului stilistic dramaturgic al creațiilor, interpretul va recurge la abordări complexe, mixte, a surselor folclorice, ce se întâlnesc mai ales în creațiile contemporane, conceptualizând mesajul, conținutul lucrării, ținând cont atât de contextul emotiv semantic, cât și de particularitățile partidei violonistice, care de multe ori conține anumite indicii specifice, ce sugerează anumite genuri folclorice precum dansul, balada sau speciile lirice.
violoniștii de formație academică care își propun să interpreteze astfel de creații, ar trebui să pornească în abordările lor de la sursa primară de inspirație a compozitorului, de la studierea și cunoașterea particularităților de inspirație, de interpretare violonistică populară. Doar așa fiind posibilă realizarea unor versiuni interpretative profunde, bogate și interesante pe plan artistic. Astfel, în cadrul proiectului de doctorat, am optat pentru abordările interpretative de sinteză, ce permit integrarea în contextul academic a surselor specifice, tehnicii, domnistice, folclorice, încercând o decodificare a celor mai importante detalii practice de interpretare a creațiilor domnistice de inspirație folclorică ale compozitorilor din Republica Moldova, venind cu recomandări din punct de vedere al unui instrumentist. Astăzi, valorificarea plenară a creațiilor marcate de demersul folcloric, adecvată noilor tipuri ale artei interpretative, devine prioritară, în special pentru violoniști. Pentru a realiza, cu succes conceptul artistic scenic de concert al lucrărilor date, un interpret cu pregătire academică, în ultima instanță, va trebui nu doar să pătrundă tainele limbajului folcloristic, ci să studieze, să cunoască și să posede o anumită doză de maestrie abilitățile specifice pe puterii muzicii folclorice la vioară, utilizându-le în mod creativ în propria practică interpretativă. Vă propun spre audiere câteva fragmente muzicale din recitalurile de doctorat, care vin să demonstreze cele spuse mai sus. Primul fragment va fi din concertul pentru vioară și pian de Vladimir Poliakov. A fost interpretat prima parte. Le putem observa inspirațiile vocalice sau viziunea proprie a vocalului prin muzica academică.
referitor la cele expuse? Nu sunt. Nu sunt întrebări la referat și la prezentarea componentei practice. Rog secretarul științific să prezinte nota informativă cu obiecțiile și sugestiile expuse la presusținerea tezei, de asemenea și avizele altor centre științifice referitoare la valoarea tezei ei de doctorat. Nota informativă privind recomandările și obiecțiile la teza de doctor în arte al domnului Radu Tălămuță. Deci, această notă informativă include două doar observații, ambele au fost realizate. Acum, ceea ce ține de aviz. Primul aviz provine din partea domnului Gheorghe Moxte, academician, profesor universitar, artist al poporului, prim-dirijor și director artistic al Orchestrei Simfonice Naționale a companiei Teleradio Moldova. Teza de doctorat, semnată de Radu Tălămuță, reprezintă o contribuție valoroasă în abordarea diplomaticii interpretării creațiilor componistice naționale inspirate din folclorul românesc. Tema tezei este de mare actualitate, având în vedere că anume aceste creații reprezintă una dintre cele mai importante domenii ale componistice naționale, fiind interpretate cu succes pe scenile din țară și de peste hotare. Totodată, aceste aspecte nu au fost studiate anterior la nivelul de doctorat. Un prim moment pe care am dorit să-l remarcăm este faptul că autorul a selectat un repertoriu de o înaltă valoare artistică, scris în diferite stiluri și diferite perioade, ceea ce i-a permis să elucideze pe larg problematica interpretării acestora din punctul de vedere al conexiunilor și modurilor de abordare a folclorului de către compozitori. Este foarte important că Radu Tălămuță a transpus în practică, în cadrul recitalurilor sale de doctorat, întregul spectru de descoperiri, inovații și abilități interpretative propuse în partea teoretică a tezei pentru interpretarea scenică corespunzătoare cerințelor contemporane a creației. Totodată, autorul demonstrează în permanență aceste realizări prin întreaga sa activitate profesională pe care o desfășoară cu succes, fiind membru al diferitor formații academice și de folclor bine cunoscute și apreciat de publicul larg din Republica Moldova și de peste hotare. Considerăm că teza are o mare valoare practică, materialele date pot fi utilizate în procesul didactic și concertistic al interpreților violonici. În concluzie, putem afirma în baza rezumatului că lucrarea de doctorat elaborată de Radu Tălămuță, specialitatea 65301 muzicologie, doctorat profesional, corespunde cerințelor pentru asemenea investigații științifice, iar autorul merită conferirea titlului de doctor în arte. Următorul aviz provine din partea doamnei Svetlana Bivol, maestru în artă, director al Filarmonicii Naționale Sergei Uncheici, președintele al Uniunii Muzicienilor din Moldova. Tema abordată în cadrul tezei de doctorat, elaborată de Radu Tălămuță, este de o actualitate deosebită în muzicologia națională, fiind axată pe interpretarea compozițiilor autohtone de inspirație folclorică. Autorul și-a propus să elucideze principiile de interpretare a creațiilor de inspirație folclorică ale compozitorilor moldoveni, evidențiind particularitățile interpretative ale violonistici și populare. Avându-se în vedere scopul cercetării, care constă în elucidarea principiilor de interpretare a creațiilor pentru vioară de inspirație folclorică ale compozitorilor moldoveni, în contextul evidențierii particularităților interpretative violonistice populare, considerăm că autorul a reușit să identifice un repertoriu violonistic de inspirație folclorică reprezentativ, semnat de compozitorii din Republica Moldova, să evidențieze sursele, elementele de surginte folclorică în contextul diverselor modalități componistice de abordare a folclorului în creațiile date,
să analizeze interpretativ repertoriul selectat în baza realizării particularităților limbajului muzical academic și a tehnicii violonistice de sărcinte folclorică, să formuleze recomandări metodice de interpretare și implementare în practică artistică a noilor tratări interpretative cu utilizarea procedeilor și tehnicilor violonistice specifice. Lucrarea semnată de Radu Tălâmbuță corespunde cerințelor înaintate față de teza de doctorat. Structura tezei reiese din esența problemei abordate, iar valoarea aplicativă a cercetării este evidentă, materialele fiind de un real folos pentru muzicieni, cercetători, precum și pot servi drept suport pentru cercetările științifice ulterioare. De asemenea, lucrarea poate fi utilizată ca material didactic, la cursurile istoria interpretării instrumentale și altă. Considerăm că autorul rezumatului și tezei, Radu Tălâmbuță, merită conferirea titlului științific de doctor în arte, specialitatea 653-01, muzicologia. Următorul aviz provine din partea doamnei Natalia Chiciuc, doctor în studiu artelor și culturologiei, cadru didactic, la Centrul de Excelență în Educație Artistică Ștefan Neaga. Cercetarea doctorală semnată de Radu Tălâmbuță abordează una dintre problemele muzicologiei autohtone, și anume interpretarea compozițiilor de inspirație folclorică. Autorul și-a propus să elucideze principiile de interpretare a creațiilor de inspirație folclorică ale compozitorilor moldoveni, evidențind particularitățile interpretative ale violonisticii populare. Importanța temei abordate poate fi probată și prin activitatea autorului, cea de interpret concertist în diferite formații chișinăuiene, precum și cea de titular al clasei de vioară la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Prin urmare, se pare că Radu Tălâmbuță participă activ la promovarea creației violonistice autohtone, o dovadă în plus fiind și repertoriul prezentat în teză și interpretat în cadrul recitalurilor de doctorat. Un repertoriu violonistic academic, format din perspectiva stilisticii componistice de inspirație folclorică. Studierea etnomuzicologică a tuturor opusurilor a pornit de la specificitatea genurilor folclorului neocazional la care se raportează liric, epic și de dans. Susținându-și demersul, autorul evidențiază faptul că toate aceste trei tipare oferă surse inepuizabile de inspirație pe plan stilistic, semantic, muzical-structural, etc. Astfel, limbajul muzical-folcoric își lasă puternică amprenta asupra celor componiști. Ca prima dovadă, este menționată păstrarea de către compozitor pentru titlul creaților lor al unor denumiri folclorice, doină, coră, dans, coră. În concluzie, pe baza rezumatului, considerăm că lucrarea de doctorat elaborată de Radu Tălâmbuță la specialitatea 653-01 muzicologie doctorat profesional corespunde tuturor rigorilor și cerințelor științifice și recomandăm cu căldură conferirea titlului de doctor în arte. Un alt aviz provine din partea domnului Vitalie Grilu, doctor, lector universitar, șef la Catedrei Muzicopulare la Academiei Muzică, Teatru și Arte Plastice. Teza de doctor elaborată de Radu Tălâmbuță reprezintă rezultatul muncii sale pe tărâmul cercetării muzicologice produse în anii de doctorat paralel cu activitatea sa de violonist în diferite instituții și formații autohtone, precum și cu cea didactică la Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Tema rămâne mereu actuală, fapt doctorat prolificii componistici moldovenești inspirație folclorică, demonstrând un atașament permanent față de valorile folclorului, compozitorii autohtoni au cultivat în creația lor un limbaj specific național plin de originalitate, iar autorul tezei și-a propus să elucideze principiile de interpretare a unor partituri ale acestora, evidențind anumite particularități de interpretare filologice populare. În acest context, creațiile de inspirație folclorică dedicate Viorii ocupă un loc aparte, iar pentru înțelegerea legăturilor componistice academice cu sursele folclorice, este aproape obligatorie
legăturile, cunoașterea teoretică a principalilor genuri cu specii ale folclorului românesc, precum și interpretarea acestora, una dependentă de caracterul improvizatoric, de diversitatea melodică și populare de factorul narrativ al lingvului și nu, în ultimul rând, de varietatea structurilor ritmice ale dansului popular. Studiul teoretic al autorului este puternic susținut de practica sa profesională. În cadrul celor trei recitaluri susținute, doctorandul a demonstrat importanța repertoriului selectat și modalitățile de executare a diverselor elemente de tehnică violonistică. Astfel, scopul teoretic al investigației și recomandările metodice de interpretare a creațiilor prezentate în text demonstrează originalitatea conceptului artistic și valoarea aplicativă a lucrării. În concluzie, adresez felicitări autorului tezei Radu Tălăguță, după cum și conducătoarei științifici doamnei doctor conferențiar universitar Diana Bunea, și consider că violonistul Radu Tălăguță merită conferirea titlului științific de doctor în artă. Mulțumesc! Mulțumim! Observații, întrebări, nu sunt în aceste avize. Domnul Radu Tălăguță, doriți să vă expuneți referitor la aceste avize? Vreau doar să mulțumesc fiecare în fapt pentru susținere și atenția acordată. Mersi. Mulțumesc. Trecem la avizile referenților oficiali. Rugăm pe domnul Ciprian Chițu, doctor în arte, profesor universitar. Da, să vă expuneți. Știți, la mine s-a văzut foarte, foarte mult, foarte mult de rugă. Așa că o să încerc să toate vă asigur din dreptul meu și vreau să mă opriți în caz de nu se aude foarte bine. Doamna președinte, dragi membri din comisie, dragi colegi din comisie, domnul doctor Radu Tălăguță, domnilor, vreau să și un salut cordial din am o cântare asta, că puteți să opriți noastră microfon, pentru că se aude foarte, foarte mult pe fundal de la Camul din el. Dacă se poate. Preferat asupra tezei de doctorat, intitulată Caracterele interpretative, creațiile violonistice de inspirație folclorică ale compozitorului Republica Moldova și aparține candidatul din Radu Tălăguță. În caz de față, reprezintă un studiu complet puternic și original dedicat unui instrument omniprezent în muzica de tradiție orală, dar mai cu seamă cea de factură culturală. Subiectul abordat de autor, conexiunea directă dintre cele două elemente folclorice, respectiv cult, generează aspecte eficace atât pentru latura etnomuzicologică, dar și pentru cea scenică, ce ține de livres, din care au de câștigat evident iubitorii de muzică. Vioara, un instrument cu multiple posibilități melodice și cromatice de tradiție italiană, este abordată de autor în două perspective de cercetare, cu referire preponderent contemporane la spațiul de punct și Moldova de astăzi. Teza are o structură complexă, bazată pe o introducere și două capitole, la care sunt anexate concluziile generale ale autorului. Fiecare capitol este precedat de unele concluzii, ce sintetizează ideile premergătoare, fapt ce denotă o bună conceptualizare a întregului tendens de realitate de comunistă. O afluență considerată de compozitori din istoria universală și națională a muzicii au abordat aceste instrumente creațiilor de la Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, până la a doua școală vieneză, Schoenberg, Berg sau la Bartok, mai ales în genuri concertistice. De aceea, dintre aceștia nu pot să au considerat folclor o sursă de inspirație viabilă pentru creațiile lor. Nu-l putem includa aici pe marele George Enescu, nu pentru că este al nostru, ci pentru că a fost un violonist în excelență, iar majoritatea lucrărilor pentru vioară au și influență folclorice, pe lângă cele de impresionism francez sau expresionism. Fără dubii, Enescu este reprezentativ pentru școala de compoziție românească, găsindu-și un loc bine conturat în contextul universal. De-a lungul timpului, cultura muzicală românească, inclusiv cea moldovenească, a
a manifestat interes sporit pentru nu știu ce de tradiție orală, ci pentru acest instrument vioară. Este important de menționat faptul că în această domniune dintre folclorii și cult, culturile destinate viorii ocupă o putere semnificativă, dezacord un fundament și o sursă de cercetare destul de fertilă, subiectul fiind ales cu siguranță aleatorul de către doctorante. Folclorul românesc, care reprezintă o sursă veridică și vie de inspirație pentru compozitorii de Republica Moldova, este omniprezent în creația destinată viorii și manifestă diferite tipologii de tratare compozitică, sub formă de citat, influențe, abordări conceptuale sau arhetipale. Muzica de fapturi cultă a folosit prisosință o multă parte din sintagica folclorică, tratându-o deseori de manieră creatoare, inovatoare, originală, schimbând uneori anumite elemente, face cum se conferă și stilul muzical. În tratarea analitică destinată lucrărilor pentru vioară de inspirație folclorică, autorul a încercat și a reușit să evidențieze sursa de inspirație a compozitorilor moldoveni, dispersată în filoane sintactice ale folcloristicii muzicale, liric, epic, țărănesc, băutăresc, urbatul, coreografic, marșând pe spectrul genului, pe specificul genului varietate, spiritualizate, pictoresc, frumusețea acestora într-un context național moldovenesc. Astfel, primul capitol se intitulează creațiile violonistice academice în contextul abordărilor surselor folclorice, de gen, și îmbrățișează două perspective de cercetare. O latură etnomuzicologică, dezvoltată în primul subcapitol al tezei, cu referire la elementele de sintaxă folclorică, ce reprezintă o sursă vie de inspirație pentru domeniul cult, și cea secundă, muzicologică, evolutivă, cu referire la compozitorii moldoveni, ce s-au aplicat în viața lor și asupra viorii, cu diverse abordări stilistice, concretizate într-o genuristică eterogenă, bineînțeles, de inspirație folclorică. Și primul capitol, intitulat Surse folclorice ca suport de gen pentru creațiile academice, pentru vioara din repertoriul național, perspectiv etnomuzicologic. Fac aici o mică digresiune. Sunt anumite capitole în teză care au totuși niște dimensiuni cam prea mari, inclusiv titlurile lucrurilor sunt destul de mari, destul de pompoase, iar ar trebui poate să sintetizeze mai mult informația. Uite, aici, de exemplu, sursele folclorice ca suport de gen pentru creațiile academice, pentru vioară din repertoriul național, perspectivă etnomuzicologică. E clar că din perspectivă etnomuzicologică, adică exprimarea este încheiată tautologică, pentru că sursele în sine sunt de fapt din perspectiva etnomuzicologică. În fine, eu am încercat să aceste aspecte și cu doctorandul ieri, dar, din păcate, eram de la magazin și am acasă, sunt foarte mult. Dar mai departe, acest capitol evidențiază un genul muzical folclorice ce a reprezentat o sursă de inspirație pentru creația cultă, atât în forma rasodică, atât de citat folcloric, precum și în forma stilizată. Sunt evidențiate aici genul și specii din folclor ocazional și neocazional, lirice, precum doina și cântecul propriu-zis, cântecul vilesii, genul epice de tipul baladei, cu repertoriul coreografic de circulație generală și zonală. De asemenea, muzica de factură lăutărească ocupă o putere substanțială în spectrul sintactic al acestei secțiuni. Următorul subcapitol, intitulat Creațiile pentru viara de compozitorul moldoveni, mostre de abordare originală a autorului, îi spune diacronic o serie de compozitori moldoveni ce au activat din perioada postbelică până în contemporanitate, ce s-au aplicat în lucrurile lor și asupra viorii. S-au urmărit aici în manieră exhaustivă parcursul evolutiv al avanturilor muzicilor de tradiție orală, în cadrul unor genuri de factură cultă consfințită, precum concertul, sonata, ori miniatura instrumentală. Au fost expuse succint unele creații emblematice ale unor compozitori moldoveni, precum de la David Ierfin până la Tudor Chiriac, Vlad Bulea și Vladimir Ciolac. Cum e și firesc în tot acest expozeu, autorul insistă pe melodicitate, pe elemente de limbaj ce țin de tematism, ce au juncțiuni cu latura folclorică. Analizele sunt expuse din perspective practice, interpretative, dar veridice veleități în ceea ce privește latura muzicologică. Capitolul cuprinde unele concluzii preliminare ce evidențiază cunoașterea surselor folclorice și tratarea lor în manieră științifică. De asemenea, acest prim capitol determină recunoașterea conexiuni dintre popular și cult, aspecte pe care compozitorii menționați au abordat creațiile lor în manieră rațională sau intuitivă la unic, pe baza talentului.
Omului Creator. De-a lungul timpului, în evoluția sa, tocmănistica moldovenească s-a încadrat într-o diversitate stilistică, inevitabil influențată de marele curente creatoare, de vecini, de arte românese muzicii, iar abordarea poporului s-a realizat în maniere distinctive, specifice fiecărui compozitor în parte, generând, bineînțeles, stilul creator. Astfel, următorul capitol, al doilea capitol, se titulează Viziuni interpretative de sinteză în repertoriul violonist național de inspirație folclorică și face referire la 5 lucrări exponențiale ale genului, din creația de compozitorul Valerie Poliakov, Vladimir Tortaru, Tudor Chiriac, Vladimir Ciolac și Vlad Burnea. Grupul celor 5, așa cum l-am numit eu, am spus în Plaimiliti, este format din numele de referință pentru acest spațiu, iar creațiile lor sunt în esență heterogene, aglutinate de două elemente, folclorul muzical și civioara. Acest capitol reprezintă, în fapt, corolarul întregului deziderat și oferă un caracter exhaustiv tezei. Tehnicile de compoziție expuse evolutiv îți găsesc o rezoluție în plan concret, muzical, prezentat cu abilitate, inicialitate și profesionalism de către doctoranul de rămânță. Am făcut o prezentare la fiecare subcapitol, nu o să mai zic pe asta, pentru că sunt convins că a noastră comisie este destul de slabă. La fel, avem aici un titlu destul de mare, Concertul pentru Vioară și Orchestră de Valerie Poliakov, 1954, actualizare interpretativă din perspectiva relevării ficțiunilor folclorice de gen în contextul limbajului componistic academic. Din punctul meu de vedere, este un pic cam prea mare pentru un subtitlu. Cred că putea fi un pic sintetizat atunci când doctoranul își va publica teza. Nu mai zic pe fiecare care în parte, pentru că sunt destul de mari. La niște concluzii ale mele. Prin proiectul său de doctorat, domnul Radu Tănăbuță a reușit să emită o imagine complexă și sintetică a artei interpretative a viorii în contemporaneitate, realizând o evaluare de ordine științifică a proceselor evolutive de afirmare a acestea în contextul artistic național, popular și public. Acest proces interpretativ, realizat diacronic, în anumite contexte și fenomene sociale, artistice și culturale, pornit de la mijlocul secolului trecut și a combinat cu viziunea sintomonică, adică prezentul componistic al Republicii Moldova. Pe lângă expunerile etnomuzicologice, în analizele morfologice, doctoratul a insistat și pe natura pedagogică a acestui instrument, conferind explicații pentru realizarea tehnică a unor efecte sonore, mod de execuție pentru notele melodice ornamentale, deosebit între maniera de cânt popular și cel academic. Aceste explicații preocupează faptul că doctoranul se situează lăuntric, activ în fenomenul interpretativ și didactic. Muzicologia de tip analitic pe care o practică domnul Radu Tălăbuță este sintetizată excelent ca metodă și mod de abordare a temei propuse în cele două capitole ale tezei. Rar identificăm la un doctorat practic o astfel de preocupare asiduă a unui interpret pentru cercetarea muzicologică fundamentală. Doctoratul a aplicat unele metode de studiu la nivel extins, în acest deziderat, abordând o oare temporală decentă, pornind de la perioada post-vetnică și ajungând la contemporanitate, oferind totodată și soluții interpretative fiabile și viabile la diferite problematici ale fenomenului muzical. Putem vorbi de o școală de compoziție moldovenească aflată în plină dezvoltare, ascensiune, în care vioara a prezentat interes pornit, iar compozitorii menționați în ambele capitole au dus prin creațiile lor atâta muzicală moldovenească spre sublim, magistral, chiar spre genul în cadrul anumitor compozitori. Actualmente, se observă faptul că în Republica Moldova, perspectivele de valorificare artistică, compoziție muzicală didactică se află în ascensiu, lăsând problematica deschisă unor cercetări ulterioare. Teza în sine reprezintă o bază științifică, organologică, exponențială pentru acest instrument vioara și are caracter interdisciplinar, cumulând mai multe științe. Folclor muzical, etnomuzicologie, muzicologie, analiză muzicală, teoria muzicii, stilistică, interpretativă sau didactică muzicală atunci când dă vioara rămâță. Consideră apreciative folclorul domnului Radu Tănăbuță în tot ceea ce a realizat prin acest demers, a optat pentru un subiect îndrăzneț, zic eu, pe cât de fertil, pe atât de explorat, cu tentă naționalistă și nu va fi în sens biografic acest aspect,
Recomand în lumină sub formă metodică unele lucrări extrem de frumoase din literatura muzicală moldovenească. În elaborarea acestei teze, doctoratul a consultat o bibliografie amplă de 108 volume în limba română și în limba rusă, fapt ce denotă compulsare excesivă cu direcții obiective a fenomenului cercetat. Activitatea domniei sale, sub îndrumarea meritorie plină de profesionalism a corporatorului științific și ginezesc în domnia asta, și o felicit pentru tot ce a realizat, doamna conferențială universitară Dr. Diana Mulea, reprezintă un real avantaj palpabil pentru fenomenul interpretativ, bioromistic, folcloric și muzicologic contemporan în Republica Moldova și în România. Studiul oferă o diagnoză obiectivă în ceea ce privește evoluția genurilor, culte de inspirație folclorică adresate viorii, în arealul menționat, desfășurat temporal pe parcursul a aproape 8 decenii. Întreaga lucrare se marcă prin volumul analitic profesionist și amplu, prin transparența discursului dialectic, mai ales prin profesionalismul demonstrațiilor analitice, cu expunere în latura practică, prin sintetizare imagistică în ceea ce privește aspectele arhitectonice, prin valoarea artistică, interactivă, didactică și documentară, prin atitudinea obiectivă și competentă față de fenomenele interpretative și compunistice contemporane, merite care îndreptățesc acordarea titlului academic de doctor în arte domnului Radu Tărâmânță. Îl felicit și îi sugerez cu mare bucurie să publice teza. Nu știu dacă ați înțeles ce am zis aici. Totul bine, mulțumim mult, domnul doctor Ciprian Cîțu. Am un microfon că nu vă aud în locuiți, știți. Mulțumim mult, a fost totul clar. Invităm Radu Tărâmânță să poftim, răspundeți la observații, obiecții. Vă mulțumesc foarte mult pentru și apreciere, dar și obiecțiile care le-ați cumva le-ați vociferat. O să lucrăm și să le încercăm să le ajustăm, să le facem. Cu mare drag, i-am spus, doamne, președinte, de George Enescu, i-am spus ieri tot în partea aia la Cavlan, că nu ne putem depara sa, pentru că George Enescu este un violonist de excelență și chiar dacă nu face parte din titlul lucrării, dar acești compozitori pot fi afiliați unei școli. Ce ar urmea asta cu George Enescu și vrem, nu vrem, oricâtă recursii poate mai avea pentru școala rusă, o parte din ei au abordat și studiul de compoziție din la rusească, opinia mea. Și trebuie menționat chestia asta. Da, sigur, sunt de acord și vă mulțumesc foarte mult. E adevărat, da, prezentul este practic promotorul componisticii violonistice de leagurile noastre. Sunt de acord și... Așa e asta. Mulțumesc foarte mult. Și trebuie menționat. Măcar menționat, am spus câte ceva despre el. Pentru că stilul lui se vede, se convine și cu reacțiile celor din Republica Moldova și din România, bineînțeles. Discutam cu doamna Bunea de parcursul lucrării și vorbeam despre George Enescu, de cum a pornit, de unde sursa de la care a pornit compoziția de georomistică din dealul ăsta, dar din păcate, da, prea puțin am scris despre el. Și George Enescu, da? Orele de idei, deci folosește George Enescu. George Enescu, creația lui, e mai mult un fel de folclor lăutăresc, așa, nu e chiar folclorul țărănesc, la care duce pe decât scria autentic. Dar ce e frumos și interesant, din minereul ăsta așa brut, Enescu reușește să-l metamorfozeze, să-l facă destul de frumos și plăcut cu ei. Și are conexiuni cu muzica românească, chiar dacă se lăutărească. Mulțumesc mult! Venim, vă plăcește! Asta da, atât? Da. Bun, mulțumim. Invităm următorul, referent oficial, doamna Aurelia Simeon, doctor profesor universitar, și să-și expună referatul. Doamnă președinte, onorată comisie, dragi
Bună ziua și vă rog să-mi permiteți să vă rog citirea. După lecturarea demersului științific de față, am dedus că alegerea subiectului tratat a fost motivată de experiența personală a lui Raul Tărăbuță, cunoștințele acumulate de domnia sa atât ca violonist, interpret de muzică academică, cât și de practica interpretativă în domeniul muzicii folclorice, fapt care cu siguranță l-a ajutat în cercetarea efectuată. De timp urmate de introducere și viate de concluzie, recomandări și bibliografie, teza cuprinde două capitole, în care autorul s-a străduit să pună în valoare o serie de partituri ale compozitorilor din Republica Moldova, astfel să evidențieze contribuția lor în edificarea unor creații viabile pentru vioară cu acompaniament de finanță orchestrală. Ca un leitmotiv, se perpetuează legătura dintre muzica cultă și cea populară, ca un nucleu de la care pornesc alte idei, concepte, afirmații puse în paginile tezei de față. În debutul cercetării, doctorandul oferă o incursiune în istoria culturii muzicale, enunțând etapele fundamentale în căutările compozitorilor în domeniul folclorului, dominarea romantismului în secolul al XIX-lea, varietatea abordării de domeniul folclorului în secolul al XX-lea, cu modalități de regândire a elementului la nivel internațional, din bravo melor de critic, care anterior, de-a lungul timpului s-au modificat, iar în secolul XXI-lea fiind actual un nou val de abordări populistice, axate pe trei caractere de bază ale melodicii populare, lirică, lirică de dansă. În introducere de asemenea sunt prezentate actualizate de obiectivele și scopul cercetării, noutatea și valorificarea aplicativă a lucrării de critici. Importantă a cercetării o constituie baza teoretică și metodologică expusă în același compartiment, care este axată pe surse cu caracter enciclopedic, volume despre istoria muzicii naționale, pagini ale articolelor dedicate problematicii poporului în spațiul academic moldovenesc, monografii dedicate unor anumiți compozitori, studii despre creațiile violonistice ale acestor aici. Autorul tezei menționează numele muzicologilor Margareta Vârâd, Tatiana Muzica, Tatiana Bărzulcova, Angela Molodăjan, etc. După cum afirmă domnul Radu Tărăbuță, de ore au ajutor, i-au fost lucrările teoretice semnate de Olga Maicu despre repertoriul violonistic scris de compozitorul de Republica de la începutul secolului al XX-lea și până în prezent, dar și cercetările despre folclor interprinse de Gheorghe Popre, Larisa Agape, Emilia Comșeră, Izela Surțeanu, Speranța, Prădulescu și alții. În primul subcapitol al capitolului 1 sunt trecuturile liste genurile principale ale muzicii folclorice, care constituie surse de inspirație importante de tip arhitectural pentru creația componistică națională, genul liric, epic de dans și muzică romantică. După cum afirmă autorul tezei, cele mai practicate de-a lungul timpului au fost cele de domeniu cât de propuse, cât de tăiagă și cât de camerese. Anume spre ele și-a dreptat atenția Radu Tărăbuță, realizând o succintă prezentare a fiecare specie în care a evidențiat profilul melodic, ritm specific, tematica literară, funcționalitatea și alte. În al doilea subcapitol sunt identificate creațiile pentru vioară, în care compozitorul moldovenesc și-au manifestat interesul pentru valorile poporului muzical. Respectând un tipar cu informații succinte despre compozitor, formate de în perspectiva inspirației folcloricii, autorul tezei aduce în prim plan partizia moldovenească pentru vioară și pian și concertul pentru vioară și orchestră din David Gheșor și am renunțat lucrările abordate. Dar informațiile referitoare la creațiile enumerate sunt completate cu fragmente muzicale pentru a exemplifica vizual cele afirmate. Pentru că repertoriul violonistic din patrimoniul cultural moldovenesc este vast, sunt menționate și alte lucrări, dar fără. Totuși, am recomandare pentru acest segment al cercetării științifice. Cred că ar fi binevenită ordinea cronologică după anul nașterii al compozitorilor, al căror creații au fost date ca exemplu. Și voluntar sau involuntar, acest aspect a fost parțial respectat. Al doilea capitol este rezervat în totalitatea lucrurilor de care pentru a fi analizat în contextul subiectului abordat în titlul tezei.
competența profesională a autorului în ceea ce privește tehnica interpretativă. Solistul care propune sugestii personale fiind prețioase pentru oricine ulterior și a îndrepta atenția spre lucrările amare. Existența analizelor structurale ale acestora demonstră faptul că Radu Tălămuță nu este un simplu interpret al creațiilor violonistice cu influență politice ale compozitorului Moldovei, ci și un bun cunoscător al formelor muzicale. În primul și focul subcapitol sunt relevante următoarele aspecte. Creativitatea și în utilizarea elementelor folclorice de către Polecov, concertul de culoare și orchestre, cum ar fi expresivitatea ritmică prin diversitatea accentelor, dificultatea tehnică impusă de discursul muzical, prin folosirea notelor grupe, mesajelor, realizarea numismaticii specifice. În concertul Rusului Vodilor, sunt evidențiate principiile mai rațional și improvizatorii, care sunt folosite de compozitor într-o fază tematismă originală. De asemenea, autorul tezei afirmă că sunt importante abilitățile interpretului în numirea acușului și executarea tocmai a trăsăturilor de acuș, cunoașterea și interpretarea registrului al figurii, a textului muzicii. Varietatea articulațiilor și a vibratorului, ornamentele specifice domeniului, interpretarea pe patrimoniul tău, aceste aspecte sunt relevate în fantezia vă rustica prin folosire de tuturor cheia, pe care am avut ocazia să o interpretez acompaniind-o pe Radu Tălămuță. Ecapiciul moldovenesc pentru vioară și vioară ciolacă au fost punctate principalele repere compozițional-semantice și ale tematismului muzical, elemente specifice ale limbajului folcloric, precum și intonațiile lamento sau dumite, formulele cu accente funcționale. Autorul tezii consideră fantezie pe Mihaloae de Platon Mugler, citesc, un model de fuziune stilistică interpretativă academică folclorică cu elemente de jazz. Am exercitat o pagina 78. Totuși, nu am găsit justificarea acestei afirmații. Cum sunt acele, care sunt acele elemente caracteristice muzicii de jazz? La ce se referă Radu Tălămuță, la ritm sau la ce? Având în vedere faptul că ultimele două lucrări dintre cele analizate au fost scrise în secolul al XXI-lea, iar indicațiile ale violonistului Radu Tălămuță referitoare la interpretarea lucrărilor selectate sunt pertinente, se poate afirma că autorul tezei a avut grijă de actualitatea cercetării de față. De asemenea, se poate afirma că domnia sa și-a fiind scop de a elucida principiile de interpretare ale creațiilor pentru vioară din experiențe folclorice ale compozitorilor moldoveni astfel, contribuind nu doar la promovarea lor, ci și la formularea unor recomandări metodice adresate studenților și soliștilor pentru îmbunătățirea performanțelor sale violonistice. Având în vedere sinteza detaliată a informațiilor preluate din sursele bibliografice 108, atenție acordată obiectivelor formulare, relevarea tehnicilor de interpretare, contribuția personală în realizarea analizei structural interpretative. Limbajul adecvat unei cercetări științifice se poate afirma că Radu Tălămuță, sub atenta îndrumare a doamnei conferențiar universitar, doctor în studiul artelor de afacune, a reușit să realizeze o lucrare care merită susținut de public în fața comisiei. În consecință, propun acordarea titlului de doctor în arte, specialitatea 653.01 muzicologie, doctorul profesorat, domnul Radu Tălămuță. Felicitări, felicitări toată la mulțumirea. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă parchesă. Rugăm, Radu. Mulțumesc mult, doamnă parchesă. Sunt și cu greu pe scot aici. Dar, în special, pentru recomandări, recomandări pe care mi le-ați zis. Trebuie să spun o întrebare, doamna președinte, să pun sau la ulterior. Cum doriți? Da, în acest context aș pune o întrebare. Care vi s-a părut cea mai dificilă lucrare din cele analizate și care a fost lucrare care v-a atras din punct de vedere limbajului artistic? Da,
să ne aducem anume în, în direcția asta, dar oricum ele persistau și nu le-am trecut vederea. În linia de bază, după când mi-am amintesc cu Bachian, e un bas de ăsta de lin, care bun, îi plăsea și practic în întâlnare în fratizatorii se mi-a ceva treolat destul de rapid, dar oricum mă împingea spre direcția asta, oricum, originală ideea în lucrurile și asta am menționat, dar din păcate, dar nu ne-am adus în direcția asta. Referitor la care a fost cea mai complicată, fiecare lucrare în parte avea complicitatea specifică. Bine, pe plan tehnic, doar se numără așa vreo câteva, de exemplu, chiar procesul Rusticon de Rotaru, de Rotaru, dar ca și sonata de Serafin Buzilă, Coreacov, au un includ foarte multe elemente complicate și dificile chiar pentru un violonist academic, cu diferite pasaje, cu 3-4 octave, acorduri, note duble, care, da, e nevoie de niște abilități mai profunde în muzică academică. Dar ce ține de dificultate, mai zic că dacă o chestiune tehnică prin metoda recetării sau studierii sistematice sau cumva pentru o metodă oarecare, instrumentistul până la urmă obține o legeritate și devine nu atât de complicat, păi cel mai complicat rămâne a fi de a reda starea sau gândul compozitorului plan de a reuși să transmit publicului acea stare și un gând muzical. Și atunci nu dă timpul părțile astea mai complicate tehnic îți ia atenția, ci anume starea lucrării în general sau ideea. Referitor la ce mi-a plăcut cel mai mult, care lucrare, apropiată sufletul. În primul an de doctorantură, după cum îmi amintesc, era o colaborare cumva cu domnul Tudor Chiriac. Propusese să cânt în niște ani mai întâi niște concerte la sala Corgă, în lucrarea de la Nistru Matis, mi se pare, pentru cor, cu implicarea Viorii, partidii Viorii, unde le-am interpretat chiar cu ceva violoniști care corespundeau anume să cuprinde și partea academică și partea folclorică. Mai apoi am înregistrat la radio piesa prin Foloseni, despre care am și scris, iarăși partea din Viorii. Ea este în variantă de așteptare, dar este o piesă simfonică și vioară și, da, foarte interesant a fost, dar practic, cum ziceam la începuturile cursului de doctorantură, cunoșteam piesa și asta m-a, cumva mi-a deschis viziunea că da, e o conexiune foarte interesantă și se poate spus multe lucruri referitor la interpretarea și specificul. Atunci, domnul Chiriac, chiar mai cumva, toate ele foarte minuțios în scrisură, sper să scrie toate așa, sensibilitățile muzicii popurci, ca să poată fi citită ușor și de un violonist academic. Așa că, pătrunzând în anumite detaliile mici, cumva asta și m-am gândit la faptul să scriu această pieză. Așa că pot să zic că lucrarea domnului Chiriac, cumva, a fost un limbob și o sursă de inspirație. Mă bucur. Practic, colaborarea din compozitor, din laborator și din nivel profesional al domnului Chiriac v-a ajutat. Da. Foarte bine. Da, pentru că eu personal am vorbit cu domnul Chiriac, într-adevăr, era vorba de
acelui desamblu, care e un violonist academic, nu ar putea să facă sau încerca să facă desamblu al academic. Nu, trebuia să fie mult mai lejer și mai cursiv. Da, am discutat și eu pe personal pe această temă și dacă vă mulțumesc pentru răspuns. Mulțumim. Rugăm pe domnul Vladimir Andrieș, doctorul profesor Bunescar, să ne prezinte avizul. Stimate doamne președinte, stimați membri ai comisiei, stimate audiență, teza propusă atenției noastre de radio concursă este o lucrare valoroasă și complexă, ce explorează cu profunzime și originalitate relația dintre muzica academică și poporul moldovenesc. Poporul a constituit o sursă constantă de inspirație pentru compozitorii din diverse perioade și regiuni culturale, muzică populară, percepută sau unui zbor inepuizabil, conferă creației academice o originalitate distinctă și imprimă o ambientă națională. Relația dintre muzica academică și folclor devine astfel un aspect crucial, care merită o atenție sporită din partea cercetătorilor, fiind în continuare de mare actualitate. Interacțiunea dintre aceste două straturi culturale se manifestă adesea în mod spectaculos, stârnind un interes continuu atât din partea muzicienilor, cât și din partea publicului meloman. Chiar dacă valorificarea folclorului reprezintă un parametru esențial în procesul de creație muzicală, trebuie să subliniem că în prezent sursele acestea sunt departe de a fi epuizate. Diversitatea limbajului muzical academic, în interacțiune cu bogăția muzicii folclorice, generează constant apariție de opere noi, care, datorită acestei influențe, sunt inerent asigurate cu un nivel distinct de originalitate. Această dinamică se aplică atât în componistica europeană, cât și în cea autohtonă. Lucrarea de doctorat elaborată de Radu Tăluguță, sub îndrumarea judicioasă a doamnei conferențiar universitară, dr. Diana Cunea, dezvăluie o cercetare exhaustivă de o mare importanță, care aduce în prim plan o abordare cuprinzătoare și inovatoare a relației dintre muzica academică și cea tradițională. Unul dintre aspectele notabile ale acestei cercetări constă în claritatea și coerența scopului și obiectivelor bine definite ale autorului, și anume publicitarea principiilor de interpretare a creațiilor violonistice de inspirație folclorică, identificarea repertoriului relevant, evidențierea surselor folclorice și analiza interpretativă detaliată. Acest demers reflectă cu o abordare metodologică solidă care aduce un aport semnificativ în domeniul muzicologiei și interpretării instrumentale. Pe plan teoretic, teza oferă contribuții semnificative prin abordarea triplă, muzicologică, etnomuzicologică și interpretativă, ce relevă modalități inovatoare de valorificare a folclorului în creația violonistică academică. Această perspectivă multiplă oferă o înțelegere mai bogată și complexă a discursului muzical modernist. Relevă modalități inovatoare de integrare a folclorului în contextul creației academice, aducând o perspectivă proaspătă în ceea ce privește relația dintre cele două lumini. Metodologia cercetării științifice adoptată în partea teoretică a tezii se structurează în jurul a două aspecte fundamentale, muzicologie și interpretare. Aceasta este influențată de o parte de complexitatea relației compozitor-folclor, de abordarea surselor folclorice și de perspectivele practice ale interpretării violonistice, iar de altă parte de necesitatea unei abordări coerente și riguroase. În vederea atingerii obiectivelor produse, autorul a integrat în cercetarea metodei teoretice fundamentale, precum abordarea inductivă și deductivă, analiză și sinteză, precum și metode comparative. Autorul a examinat în cerc larg de surse teoretice, inclusiv monografii, studii, articole, etc., legate de diverse aspecte ale componisticii focalizate pe folclor, pe abordarea surselor folclorice, pe numeroase probleme de interpretare și stilistici muzicale. De asemenea, s-au investigat materiale legate de istoria muzicii naționale, biografiile și creațiile compozitorilor autohtoni. Pentru a completa cadrul investigației, autorul a făcut o analiză comparativă a înregistrărilor selectate din repertoriul studiat, provenite din arhivele Radio TV naționale și alte. Prin integrarea metodelor de cercetare generale și specifice studiului muzicologic, împreună cu abordări
Trecare, autorul a dezvoltat noi versiuni ale traseelor interpretative ale repertoriului analizat. Acestea lor de înglobează diverse aspecte stilistice, semantice și tehnico-artistice, rezultatul fiind o sinteză coerentă a perspectivei teoretice și practice. Abordarea analitică interpretativă, specifică discursului științific practic, a contribuit la elucidarea rapidă a particularităților tehnici de interpretare violonistică, cât și a elementelor stilistice și semantice ale limbajului acestor creații. Experiența și competențele profesionale ale autorului tezii, atât în calitate de interpret solist, de membru al diferitor orchestre din Republică, cât și ca pedagog, au jucat un rol esențial în această perspectivă. Ceea ce face această teză cu adevărat unică este accentul pus pe noutate și originalitatea conceptului artistic. Autorul nu se oprește doar la analizele teoretice, ci demonstrează practic noile viziuni de interpretare în recitalul, evidențiind astfel aplicabilitatea conceptelor dezvoltate într-un context performativ. Creațiile violonistice academice de inspirație folclorică sunt prezentate în lumina abordărilor contemporane, aducând astfel o contribuție substanțială la evoluția discursului muzical modernist. Originalitatea conceptului artistic derivă din tratamentul interpretativ, care include o analiză semantică, conceptuală și stilistică complexă a acestor creații. Aceasta se realizează din perspectiva discursului muzical academic, integrând elemente specifice folclorului în general și violii populare în special. Toate aceste aspecte au condus la formularea unor recomandări metodice referitoare la aspectele artistice, stilistice și tehnice în interpretarea violonistică. Valoarea aplicativă a lucrării este evidentă în posibilitatea utilizării materialelor pentru cercetări ulterioare, predarea cursurilor didactice și pregătirea interpretativă a violoniștilor. Concluziile și recomandările reprezintă, de fapt, un ghid util pentru interpretarea și înțelegerea proceselor componistice complexe și a noilor trateri interpretative. Structura bine conturată a tezii oferă un suport solid pentru desfășurarea argumentelor și a ideilor expuse în cadrul studiului. Fiecare element se încadrează într-un curs continuu, bine elaborat, fiecare secțiune a lucrării contribuie la o succesiune logică, oferind cititorului un ghid clar al progresului cercetării și al modului în care fiecare aspect se leagă de întregul ansamblu. Această abordare structurală contribuie la claritatea și eficacitatea prezentării, conferă tezii o coeziune evidentă și face accesibilă înțelegerea evoluției ideilor prezentate, consolidând astfel impactul și relevanța cercetării realizate. Primul capitol, creațiile violonistice academice în contextul abordărilor surselor folclorice de gen, dezvoltă o bază solidă prin cercetare, arătând cum folclorul modernesc devine sursă de inspirație pentru compozitor. Acest aspect este esențial în fundamentarea analizei ulterioare a creațiilor violonistice. Cele două subcapitole urmate de concluzii evidențiază o analiză aprofundată a repertoriului și a modului în care compozitorii moldoveni integrează elemente folclorice în creațiile lor. În cadrul primului subcapitol, intitulat Sursele folclorice ca suport de gen pentru creațiile academice pentru violoare din repertoriul național, perspectivă etnomuzicologică, sunt examinate în detaliu principalele genuri ale muzicii folclorice. Acestea constituie surse de inspirație semnificative, caracterizate ca tipuri arhetipale pentru domeniul creativ al compoziției naționale. Subcapitolul următor, creația pentru vioară ale compozitorilor moldoveni, mostre de abordare originală a folclorului, aduce un plan specificul compozițiilor moldovenești, oferind exemple concrete de abordări inovatoare ale folclorului în context academic. Acest demers detaliat și specific contribuie la claritate și profunzime a analizei. Cel de-al doilea capitol, titulat Viziuni interpretative de sinteză în repertoriul violonistic național de inspirație folclorică, reprezintă nucleul tezii, oferind analize interpretative detaliate ale unor opere semnificative. 5 din cele 6 subcapitole, ultimul component, concluzie la acest capitol, se axează pe o creație specifică semnată de compozitori din diferite generații, Poliakov, Rotaru, Chiriac, Bulhă, Ciolac, demonstrând astfel abilități analitice ale doctorandului, precum și aplicabilitatea viziunilor interpretative, prezentând o
posibilitate de schimburi și abordări. Această secțiune ilustrează aplicarea practică a conceptelor teoretice dezvoltate în prima parte a tezei, evidențiind astfel coerența și relevanța cercetării. Generalizând cele expuse în capitolul 2, autorul menționează pe bună dreptate că o interpretare de calitate derivă dintr-o analiză meticuloasă a textului muzical, investigarea atentă a surselor de inspirație ale autorului și înțelegerea profundă a tuturor elementelor formale, dramatice și componenților creației. Un interpret talentat acordă atenție nu doar mijloacelor de expresie muzicală, ci și abilităților tehnice esențiale pentru redarea conținutului muzical. O interpretare reușită este una creativă, fundamentată pe relevarea mijloacelor intonaționale, flexibilitatea ritmică, diversitatea dinamică și timbrală, precum și pe modalitățile de articulare. Aceste recomandări se pot aplica cu succes abordărilor interpretative contemporane ale repertoriului analizat în piața lui Radu Tănăbuță și sunt relevante și pentru repertorii mai extinse, fiind utile atât pentru interpreți aflați la început de drum, cât și pentru cei avansați. Concluziile și recomandările finale sunt expuse coerent, oferind o sinteză bine argumentată a principalelor constatări ale cercetării. În prezent, este esențială o abordare comprehensivă a creațiilor ce se inspiră din miosul folcloric, adaptată noilor cerințe ale artei interpretative, cu un accent deosebit pe violoniști. Autorul tezei concluzionează cu înțelepciune că pentru a realiza cu succes conceptul artistic, scenic și concertistic al acestor lucrări, un interpret cu pregătire academică trebuie să nu doar pătrundă în profunzimea limbajului componistic, ci și să studieze, să cunoască și să stăpânească cu maestrie abilitățile specifice interpretării muzicii folclorice la doară, integrându-le creativ în propria practică interpretativă. Este deosebit de valoros faptul că teza propune recomandări metodice pentru interpretare și implementarea noilor tratări interpretative, aducând astfel o valoare practică și relevanță în contextul interpretării artistice. Și aș vrea să formulez și câteva întrebări. Prima. Ați vorbit mult despre influențele exercitate de folclor asupra muzicii academice, însă știm cu toții că nici muzica populară nu a rămas un obiect în sine, închis și protejat de influențe din afară. Aș vrea să vă rog să ne spuneți cum a influențat creația muzicală academică și tradițiile interpretative din acest domeniu asupra interpretării populare și folclorice. A doua întrebare. Se știe că în diferite zone există diferite particularități și tradiții de interpretare specifice pentru lucrare locală. Compozitorii lucrărilor cărora au fost analizate în teză provin și de diferite zone ale Moldovei, Ludogheriat și Vladimir din zona centru, Mâncești, Ialoveni. Vladimir Rotar s-a născut la studenți pe malul Prutului, Vladimir Ciolac este din sudul Basarabiei, Valeriu Covac Poreacov, în general, a venit în Moldova, în Rusia, după studii făcute în Ucraina și câțiva ani de trecut la Elba. Vă rog să ne spuneți dacă ați sezizat câteva particularități specifice care ar reflecta tradițiile locale-zonale în creațiile analizate. Și dacă îmi permiteți și a treia întrebare, cunoașteți lucrările umanistice de inspirație folclorică semnate de compozitori români sau de compozitori din alte țări? În încheiere, aș dori să subliniez că teza de doctorat realizată de Radu Tănăbuță, sub îndrumarea doamnei Diana Dumnea, nu doar aduce o contribuție semnificativă la cunoașterea și promovarea muzicii moldovenești, ci reprezintă și o resursă valoroasă pentru comunitatea academică și pentru cei pasionați de interpretarea violonistică a creațiilor de inspirație folclorică. Structurată logic și bine organizată, lucrarea oferă o prezentare clară și precisă a ideilor autorului. Accesibilă și ușor de cunoscut, teza se sprijină pe o metodologie solidă și furnizează concluzii argumentate și convingătoare, utilizând o gamă extinsă de surse și abordând subiectul din multiple perspective, autorul oferă o înțelegere complexă a creațiilor violonistice de inspirație folclorică. Abordarea după muzicologică și etnomuzicologică aduce o valoare adițională, evidențind conexiunile dintre creațiile academice și folclorul tradițional moldovenesc. Această perspectivă diversificată conferă tezei o consistență și profunzime considerabilă. În ceea ce privește valoarea aplicativă, teza se revelă utilă
concluziile și recomandările elaborate în cadrul tezei constituie un ghid practic pentru interpretarea și înțelegerea creațiilor protagonistice din inspirația Foucault. Consider că teza corespunde exigențelor regulamentare, iar autorul merită conferirea titlului de doctor în parte. Recomand cu căldură această teză tuturor celor interesați din muscă românească, atât de cea de tradiție folclorică, cât și cea de tradiție academică. Sincere felicitări doctorandului și conducătorului științific și le doresc mult succes și pe viitor. Sper că această cercetare să găsească continuitate atât în practica interpretativă, cât și în cea a învățării. Mulțumim! Domnul Călăuță! Mulțumesc foarte mult! Eu am văzut de ambie de întrebări interesante. Toate subtilitățile și
reprezentând zona Moldovei, în general. Și, deci nu am sesizat careva particularități specifice care au reflectat tradițiile locale în creația de armonizare. Chiar Poliakov, fiind de Rusia sau venind de Crispătare, cumva cred că s-a inspirat în diferite surse folclorice sau documente folclorice și totuși a reușit să se integreze într-o măsură mai academică, așa să zic. Cam asta e. Nu am văzut ceva specificuri de zone locale de unde sunt născut sau... Chiar și Rotaru spunea în interviu sau vedere ce disun, că nu lua citate, ci doar se inspira din locul auzit. Referitor la ce cred violonistice cu inspirație, sigur, pornind de la George Enescu, cea de trei sonată, pentru deași doare, caracterul unesc, sau ciclul impresie din copilărie. Sigismund Tăduță, sonate pentru vioară și pian. Paul Constantinescu, care sonate pentru vioară și pian. Și multe altele. Și, desigur, nu numai în România sau Moldova se inspira din popor, dar și alte popoare, deci în alte părți. Manuel de Fala, de muzică spaniolă, reprezentând poporul spaniol, dans spaniol, suita populară spaniolă pentru vioară. În Sara Sate are multe lucrări inspirate din poporul. Și Baraca Cetorian, Mitru Șutacovici, Prokofiev, multe lucrări violonistice care sunt inspirate din popor. Vă mulțumesc pentru întrebare. Domnii referenți, sunteți un doctor, domnul Andreeș, sunteți satisfăcut de... aveți de completat, nu aveți nimic, da? Bun, mulțumim. Urmează conducătorul de doctorat, doamna doctor conferențiar universitar Diana Bunea, să facă o caracterizare a pretendentului la titlul de doctor în artă. Mulțumesc. Comisie, vreau asistență. Îl cunosc pe Radu, acum am întrebat, de când îi cunoaștem. Probabil că din studenție și până astăzi mereu mi-a făcut-o, deci îl cunosc ca pe o persoană foarte serioasă, foarte responsabilă, un foarte bun profesionist de înaltă clasă, un virtuos de fapt, care abordează tot ceea ce face, tot ceea ce cântă, cu multă dragoste, în primul rând. Este un muzician care iubește muzica, de fapt. Mereu este interesat de tot ce este nou. Îl cunoaștem pe Radu în foarte multe ipostaze, ca să zic așa, stilistice, domenii ale muzicii. Deci și ca muzician de formație academică la sala cu organ, orchestra serii cu organ și ca solist acolo. Mai apoi ca și activează, cântă și folclor, în formații de folclor, la fel. Cântă muzică de, foarte frumos, romanțe, ca pe concert, chiar și la fel în diferite proiecte. Și sigur că în proiectul lui Vane Boian, cel mai în vogă acum din Republica Moldova, deci nu știu cum să-l numesc, fuziune
stilistică foarte, foarte, foarte bogată, așa. Adică mereu am manifestat un interes viu pentru tot ce e frumos în muzică, pentru muzica frumoasă. Și vreau să spun că în acest sens este un continuator, un demn al profesorului Dorsei, pentru care și o pregătire foarte solidă a avut ca profesor pe regretație Nicolae Ionovski, pe domnul Boris Dubosavski, compozitorul și profesorul care a activat la noi. Adică, în acest sens, eu foarte mult m-am bucurat când Radu, după ce a absolvit, sigur că l-am mai pierdut din vedere, pentru că a activat în domeniu. Dar când a revenit aici ca să predeie la Academia de Muzică, m-am bucurat foarte mult, pentru că știu că are și o pregătire foarte serioasă și deja a acumulat experiență de interpretare și, într-adevăr, în momentul ăsta, de găsirea temei pentru doctorat. Mulțumesc și doamnei Madrălan în acest sens, pentru că mea, ce să găsim? Păi, uite, și punctul la muzică academică. Păi, dar foarte interesant, într-adevăr. Tema e foarte, foarte interesantă și le-a ajuns pe cetășor și la teză. Vreau să spun că omul potrivit la locul potrivit a fost. Pentru că cine dacă nu Radu, care posedă și muzica în egală măsură, și muzica folclorică cântă la fel de bine, și muzica academică cunoaște, de cine dacă nu el ar fi trebuit să facă această teză, cel puțin să pună începuturile unor astfel de cercetări, pentru că eu consider că tema aceasta este foarte, are potențial de dezvoltare încă, pentru că a rămas în afara teze, ca să zic așa, încă un repertoriu destul de mare, pe care, din păcate, nu că nu am reușit noi, pentru că Radu și-a cântat din acest repertoriu, aceeași sonată de Serafim Buzil, același ceasul de Doni. Deci, a rămas în afară un repertoriu interesant pe care limitele tezei nu ne-au permis ca să cercetăm mai amănunțit, așa că am lăsat loc și pentru alte cercetări. În acest sens îi mulțumesc și domnul Andrieș pentru întrebări interesante, pentru că întrebarea despre influențele sau conexiunile inverse, în sens invers, probabil că va fi nevoie de mai scris o teză de doctorat în acest sens. Într-adevăr, îi sună foarte interesant. Referitor deja la însăși rezultatul obținut la teza pe care o discutăm astăzi, vreau să spun că sigur că Radu a luat acest lucru ca pe o provocare și în special la capitolul 1 a studiat literatură, deci s-a făcut acest efort, eu sunt foarte mulțumită, foarte ușor mi-am fost să lucrez cu Radu, în special la capitolul 2, pentru că eu nu reușeam eu să zic ceva, dar Radu, gata, el asta știe, ce așa, doar jumate de minută. Aha, așa, da, iată, așa. Adică, capitolul 2, de fapt, este format din mai multe articole pe care le-am scris cu parcursul doctoratului, care au fost și publicate și din cauza aceasta, adică a fost cumva ușor de montat deja rezultatul final, teza. Vreau să spun în mod separat, vreau să menționez recitalul Radu și care a fost la un foarte înalt nivel artistic. Radu, într-adevăr, a demonstrat o înaltă ținută interpretativă, bravo, mă bucur. Și pot să-mi exprim doar regretul că a fost puțin public și unele din ele chiar au fost, mi se pare, chiar cu ușile închise, pentru că a fost pandemie. Din păcate, asta este. Dar ele sunt accesibile pe internet și recomand tuturor să facă cunoștință sau învieță, pentru că, într-adevăr, merită. Unele din piese chiar au fost și sunt foarte rar interpretate. Aceeași, iarăși, tonată de Buzilă, care noi căutam interpretări, nu, zic, da, bă, tu ai s-o prins,
o valoare teoretică, o valoare practică, în special va fi util tuturor studenților, iată, la doar și clasă de voară, aici la Academie de Muzică. Și mă bucur bine să deci, colaborez cu Radu și vă mulțumesc tuturor referenților și domnului Chisu, care s-a implicat, domnul Neamț, mulțumesc frumos. Și tuturor colegilor, familiei, știu că și familia mea a existat. Ca de obicei, așa. Vă mulțumesc! Mulțumim! Iar acum, dacă dorește cineva din sală să se expună, să-l felicite, sau, mă rog, vă rugăm, domnul Neamță. Da, acolo avem vreo unde doriți. Da. Eu, sigur, mă bucur că-l cunosc de mic pe Radu și este un talent al nostru și este, nu știu dacă mai sunt, care cânt la același nivel și muzica folclorică și muzica academică. Nu prea sunt astfel de instrumentiști. Și de ce este un exemplu pentru toată lumea și sperăm după el să vină mai mulți. Pentru că el cunoaște la perfecție muzica folclorică adevărată. Adică el nu cântă muzică folclorică academizată, așa cum se cântă de obicei. Dar o cântă cu adevărat, de la sus, și o cântă exact așa. Adică el e un specialist și un talent care cunoaște și simt orice muzică. Atât muzica academică, cât și muzica folclorică. Deci mă bucur că l-am cunoscut și îl cunosc de mult de acum. Și slavă Domnului că avea așa un specialist, pentru că nu prea sunt astfel de specialist. Și foarte bine că el crede aici, are voie, pentru că poate să mergeți pe cineva tot așa, să devină ca el. Pentru că asta nu chiar ar fi simplu. Pentru că trebuie să cunoaște foarte bine muzica folclorică. Ceea ce mare majoritate care cântă muzica academică, nu o cunosc muzica folclorică. Cântă, dar nu cântă așa, la nivelul care trebuie. Mai ales când e vorba de medizii, când e vorba de, cum să vă spun, autenticitate și unii vinde muzica adevărată. Așa că aș vrea să-l felicit și să-i doresc succese mari, numai bucurii să avem de la el și să ne mândrim totdeauna cu succesele. Mulțumim, domnul Neamțu. Domnul Vitale Ghid, doriți să... Dar vă auzim și în viu. Da, voi completa puțin așa. Într-adevăr, cu Radu și Radu Grosu, noi ne cunoaștem de mult. Eu am fost cel la care l-am propus să fie la catedră, să un profesor. Radu Tălambuță nu numai că cunoaște bine muzica academică. El, noi cu dânsul am cântat alături și în orchestra condusă de Mihai Michalacioae. Am participat foarte des la foarte multe înregistrări în fond care le avem. Și știu că bine că el cunoaște în tocmai specificul muzicii folclorice. În afară de asta, el mi-a cunoaște foarte bine. Noi avem o experiență tot împreună. Avem experiență de muzică ușoară, muzică care o experiență îndelungată. A avut o activitate bogată pe peste cotare, contracte foarte, foarte frumoase, unde, într-adevăr, au acumulat o experiență interpretativă. Și asta se observă în activitatea lui pedagogică, în contact cu studenții. Are și rezultate foarte frumoase cu absolvenți. Țin să mai completez că doar vreau să o felicit. Ai făcut un lucru enorm de mare. Numai cei care au trecut prin asta știu. Așa că eu vreau să te felicit, îți doresc succes și mai departe succes în continuare, publici. Nu te oprești aici. Mulțumim. Felicitări conducătorul științific, doamna Diana. Numai bine. Mulțumim. Mai dorește cineva?
Atunci ne trec mie rândul. Vreau să subliniez un lucru foarte important, că lucrarea elaborată de Radu Tălămuță este valoroasă atât muzicologilor, cât și interpreților violoniști. Lucrarea este prețioasă prin cele trei straturi, să zicem, care le iubim. Pe de o parte, lucrarea teoretică. În această lucrare vedem o profundă analiză muzicologică, cum a spus și doamna Aurelia, cunoscând și aspecte ale formei muzicale și armoniei și limbajului folcloric, deci o analiză profundă la nivel de doctorat. Analiza interpretativă, care se îmbină armonios cu această analiză muzicologică și absolut necesară, asta este de fapt noutatea, fundamentul acestei lucrări, pe care Radu a făcut o cunoștință de cauză, adică în practică trecută prin interpretarea propriu-zisă, și recitalurile despre care a spus și doamna conducător de doctorat Diana Bunea, într-adevăr, demonstrarea practică a unei cercetări științifice, eu consider că este un lucru enorm și foarte important pentru toți. Lucrarea în felul ăsta devine echilibrată, unitară. Vreau să-l felicit pe Radu cu o teză de înalt nivel, o teză și sub aspect practic și sub aspect teoretic, și să-i doresc neapărat să publice această lucrare și o să facem și noi această recomandare. Încă și pentru muzicieni interpreți și pentru muzicologi, încă o dată subliniez, este o lucrare valoroasă, atât pe o mal a prutului, cât și pe celălalt mal. Eu cred că va fi util în practică și în predare și așa mai departe. Vă mulțumesc! Dacă nu sunt întrebări, atunci comisia rămâne, ceilalți vă rugăm să așteptați până noi discutăm referitor la calificativ. Așadar, comisia a discutat, a deliberat, teza este susținută, felicitări Radu, felicitări conducătorului de doctorat și secretarul științific va da citire procesul de bază și calificativul acordat acestei teze. Proces verbal adoptat din 26 ianuarie 2024. Comisia de susținere publică a tezei de doctorat primită prin decizia Consiliului Științific Proces Verbal numărul 16 și ordinul rectorului Școlii Doctorale din 12-13-2023 în numărarea conferenței. Președinte, Светлана Бадражан, доктор профессор университар, conducător de doctorat Диана Буния, доктор конференциар университар, референт официал Владимир Андрееш, доктор профессор университар, Aurelia Bufteac-Simeon, doctor-profesor universitar, Ciprian Chițu, doctor-conferențiar universitar, Universitatea de Arte George Enescu Iași, România, a discutat în ședința publică teza de doctorat a domnului Radu Tălămuță, titulată Tratări interpretative în creațiile violonistice din inspirație folclorică ale compozitorilor din Republica Moldova. În urma dezbaterii, comisia de doctorat a hotărât să îi se confere titlul de doctor în arte, domeniul 6 și științe umanistice, specialitatea 653.01 muzicologie, doctorat profesional, pe baza votului exprimat deschis, cu calificativul foarte bine. Felicitări! Și declar ședința de astăzi. Am uitat ultimul cuvânt, dar și cel din urmă. Poftim? Am comise la asistență prieteni colegi. Vă mulțumesc pentru susținerea fiecăruia în parte. Domnul Ciprian Chițu pentru că am găsit timp să fim împreună să fim împreună astăzi. Sigur, emoții mari. Sigur, ceva ani în urmă îmi părea că e cam departe și poate greu de realizat, dar cu susținerea dumneavoastră, doamna Diana,
doctorand. Mulțumesc și familiei, Diana, soții, că i-a văzut de astăzi. Domnul Neamțu, Vitale, care ei, cum au și zis, cum am fost promotorii ideii de a începe această pieză. Vă mulțumesc din suflet și eu, la rândul meu, la fel, vă urez să fie pace de mult în țară, să putem și mai departe lucra și în domeniul care activăm. Și mulțumesc încă o dată pentru susținere, pentru aprecierea dumneavoastră în altă. Felicitări și pe toată ședința de astăzi de susținere publică de doctorat închisă.